Salutare! Nu vă speriați! Porno nu este un film din categoria XXX, ci o producție horror care și-a ales acest titlu pentru a atrage atenția. Anul de grație este 1992 și noi ne pierdem vremea într-un cinematograf de cartier, acolo unde o echipă de tineri religioși își face treaba. Însă un intrus îi aduce nipostaza de a descoperi un subsol misterios unde dau peste o rolă de film care conține ceva ce seamănă mai mult a pornografie decât a artă. Curioși din fire, cei patru Alex să urmărească acea peliculă, dornici să primească niște scene incendiare care să le mai alunge din minte rugăciunile pioase. Și primesc respectivele secvențe mai mult decât și-ar fi dorit, însă ele vin la pachet cu o entitate demonică ale cărei intenții nu sunt deloc extaziante titlul producției are ceva adevăr în el, deoarece filmul ne prezintă câteva secvențe ce pot fi încadrate la pornografie de către cei pudici. Ceea ce naivii adolescenți credeau că este o zeiță carnală se metamorfozează rapid într-o bestie sexuală, iar dezmățul visat se transformă într-o dezmembrare nedorită. Groaza din film apare în momentul în care demonul încântător se decide să penetreze sufletul oamenilor dar alege niște orificii mai deosebite, nu prea des folosite în alte filme. Așadar, chiar dacă nu există prea multă originalitate, pot aprecia îndrăzneala în abordare. Povestea urmează pașii obișnuiți ai unei producții horror și atinge punctul G, adică al groazei, cu multe țipete și urlete, dar nu de fericire, ci pentru a genera sperieturi forțate. Trebuie să laud efectele practice foarte bine realizate când a venit vorba de redarea trupurilor umane, care sunt supuse unor schingiuiri în zona vintrelor, unele atât de terifiante, încât m-au făcut să țip ascuțit. Poate prea ascuțit! Dincolo de ceea ce vede ochiul, adică multe torturi aplicate de moroiul cu nurii în la vedere, aș putea menționa că filmul are și o latură filozofică. Am rămas cu impresia că protagoniștii reprezintă chiar întreaga umanitate, fiecare înglobând caracteristicile unei anumite tipologii. Poate bat câmpii, dar așa am interpretat: cum că filmul ar fi o metaforă despre modul în care oamenii sunt atât de legați de aspectul sexual al existenței noastre fără de care n-am putea supraviețui ca specie. Nu este mare secret că ne transformăm instantaneu din ființe raționale în brute troglodite, ori de câte ori vedem un mamelon mai obraznic sau un organ penil falnic. Asta este natura umană și nu poate fi schimbată. Ce mi s-a părut complet nerealist a fost ideea transmisă cum că niște tineri bine crescuți N-aveau habar ce este un film porno și ce ne poate conține acesta. Într-adevăr, anul era 1992, când Lavinia Miloșovici lua ultima notă de 10-dată la Olimpiadă. Dar îmi venea foarte greu să cred că niște tineri, oricât de religioși ar fi, habar n-aveau ce înseamnă pornografie. Nu este un film foarte reușit. Pare mai degrabă a fi o producție realizată de niște studenți la examenul de absolvire, dar nici nu m-a deranjat foarte mult. Este posibil să fiu mai indulgent pentru că a știut cum să-mi mențină în permanență atenția ridicată la cote înalte. Este o producție mai mult thriller decât horror, deoarece groaza apare destul de târziu și se rezumă la pagube sângeroase aduse trupului uman. Are o scenă de chin fizic ce merită scoasă în evidență pentru că am găsit o inventivă și dureroasă și n-am mai văzut așa ceva până atunci în vreun film. Se ia la trântă și cu aspectul psihologic al influenței stimulilor sexuali care ne fac să ne schimbăm radical comportamentul la apariția lor. Nu-i nici rău să zici că te termină prematur, dar nici vreo capodoperă să pot spune că am avut parte de o finalizare fericită. L-am găsit a fi decent și atât. Gata, v-am lăsat că am treabă. Mă duc să derulez șase role de film. Până data viitoare, mai vedeți și voi câte un film de actă, să aveți parte de NIPEMI, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și pa, pa!